Meteorologii au actualizat avertizarea de cod galben emisă pentru cea mai mare parte a țării. Valul de căldură va continua în zilele următoare în toată Moldova. Urmează un sfârșit de săptămână în care vremea va fi călduroasă, local caniculară după amiaza, când se vor înregistra temperaturi în general de 33-36 de grade Celsius la umbră, iar noaptea nu vor coborî sub 18 grade Celsius. Din păcate, precipitațiile vor fi puține și se vor semnala doar în nordul Moldovei și zona de munte. În sudul și estul Moldovei se vor menține nopțile tropicale cu temperaturi de 20-21 de grade. Ieșenii s-au cam obișnuit cu zilele de foc. Când ies afară, nu le mai lipsește sticla cu apă sau înghețata. Păi normal, nu vă place să fie cald. Cum vă protejați de căldură? Ei, ne protejăm normal, dar acum vedeți că nu-s protejat. Îmi bate soarele cap că am uitat să-mi iau o pălărie. Dar de obicei ce faceți? De obicei mă acopăr, mă hidratez. Afară, pur și simplu, stau la umbră. Nu mă complic chiar așa tare canicula. Poate să provoace să fie rău pentru oameni, poate să leșine, poate. Cum te protejezi de căldură de obicei? Păi, mă hidratez foarte mult, beau apă și mă ferez soare. Cum vă protejați de obicei de căldură? Uitați, înghețată. Și altceva? Apă. Acum vorbeam, mergem să luăm apă. Apă e foarte important. E foarte cald, e vara. E normal. Cum vă protejați de căldură? Ulei de măsline. Canicula se va menține și la începutul săptămânii viitoare în cea mai mare parte a Moldovei. Excepție vor face județele Suceava și Botoșani, unde vor fi șanse de ploaie.